Să mergem mai departe să vedem nativii Scorpion zilele următoare. Care ar fi cele mai relevante lucruri pentru ei, susținerea și zona mai delicată? Nativii Scorpion au și ei impactată zona financiară și a valorilor, și nu numai a valorilor financiare, ci și a valorilor personale, de acest fenomen de lună plină. Ceea ce înseamnă că este și pentru ei încheierea poate a unor proiecte financiare, este și pentru ei o bună ocazie de a-și găsi noi surse de venituri sau de a se gândi, de a face prospecte și proiecte de viitor pentru securizarea acestui segment financiar. Cu Venus și Marte pe casa căminului și familiei, totuși poate că e bine să pună pe hold, acum gata, e o zonă de încheiere din punct de vedere financiar. Saturn cu Soarele, conjuncția Saturn-Soare face și niște aspecte favorabile cu Jupiter, care aduce multă protecție, și poate că e bine de acum încolo scorpionii să se focuseze pe viața de familie, să încerce să împace și capra și varza, adică atât sectorul socioprofesional, unde încă sunt focusați, cât și nevoia de atenție pe care o au cei din familie. E posibil ca scorpionii să aibă săptămâna viitoare și niște preocupări, să nu zicem frivole, dar puțin mai superficiale față de ceea ce îi caracterizează pe ei. S-ar putea concentra, de exemplu, pe decorarea casei sau pe achiziționarea unor anumite produse care să le facă căminul mai cald și mai confortabil. Dar să nu uităm că scorpionii sunt guvernați în mod tradițional atât de Marte cât și de Pluton, deci cu toată dulceața lui Venus e posibil să avem și niște iritări în cămin sau scorpionii să dea dovadă de o ușoară nerăbdare. Știm că Marte în Vărsător nu este... Irită puțin. Da, da, da. Și ia decizii astăzi o zi delicată, de moment. Pentru că este și într-o quadratură cu Luna Neagră, deci o zi delicată pentru ei. Exact, iar Pluton în conjuncție cu Mercur îi atenționează pe scurtele deplasări, îi atenționează mai ales la Mercur retrograd. E bine să-și facă revizia la mașină sau să fie foarte atenți la mijlocul de transport pe care îl folosesc, oricare ar fi el. Dacă plănuiesc să facă o călătorie, știu eu, la rude sau să iasă din localitate, e bine să se gândească cu ce anume pleacă, e bine să-și ia în serios angajamentele de ultim moment, pentru că Mercur totuși este pe casa comunicării și gândirea și răzgândirea specifică lui Mercur, știm că Mercur revizuie. Chiar dacă e în Capricorn și este mult mai serios decât, să zicem, un Mercur în, cum a fost Mercur în Săgetător, care se arunca cu capul înainte, poate tocmai această gândire precaută pe care o dă Mercur în Capricorn să îi facă pe Scorpion să se gândească și să se răzgândească și să-și modifice în ultima clipă inclusiv planurile de călătorie sau niște angajamente pe care și le-au luat pentru săptămâna viitoare. Poate că ar mai fi de menționat și faptul că avem și niște perioade de lună fără direcție. În general, luna fără direcție se manifestă săptămâna viitoare în prima parte a zilei, deci până în prânz, și atunci poate că mâine, de exemplu, să le spunem scorpionilor să fie puțin atenți pe zona partenerială și nu numai a parteneriatului de cuplu, cât și a parteneriatului de afaceri, dar fiind weekend, să zicem că e vorba de parteneriatul de cuplu. După care, luni și miercuri, atenționările trec pe zona financiară și poate că n-ar fi bine să semneze contracte sau să-și ia niște angajamente ferme, cel puțin luni dimineață sau miercuri dimineață. După care,
este necesară puțină rezervă, poate vineri, în zona socioprofesională, cel puțin în timpul dimineții. Oricum, potențialul maxim pentru nativii Scorpion în această perioadă, și este o veste bună, este pe plan spiritual, pentru că și Jupiter în ultima casă, casa credinței și a protecției sufletești, și Neptun și Chiron într-un semn favorabil lor, tot planete responsabile cu zona spirituală și cu zona de protecție divină și de înțelegere superioară a lucrurilor și a conștiinței, sunt foarte favorabile pentru nativii Scorpion. Deci poate una dintre zodiile cu potențialul cel mai mare de a înțelege erorile trecutului, de a avansa, de a se înțelepți, de a-și găsi liniștea sufletească în ciuda oricărui tip de opreliști sau de conflicte și așa mai departe. Deci potențial maxim pe zona spirituală și de depășire a propriei karme până la urmă.